Mi-a spus cineva odată dintr-o altă denominație faptul că, zice, voi nici nu știți de ce har și de ce putere beneficiați, ce har și ce putere vi s-a descoperit vouă, ce v-a pus vouă Dumnezeu la îndemână. Asta pentru cei care ne dăm seama de acest mare har și de acest mare dar. La ce mă refer? Mă refer la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Lăudat fie numele Domnului. Frați și surori, noi credem că Dumnezeu este Tatăl nostru și Creatorul. Noi credem că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul lumii întregi, că El a venit să răscumpere lumea, să-și răscumpere un popor și să existe biserica. Și noi credem în Duhul Sfânt. Amin. Binecuvântat să fie Tatăl Dumnezeu, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Ne aflăm la perioada aceasta când cu bucurie privim la acest generic care spune împuterniciți de Duhul Sfânt. Există preocupare în ce privește persoana Duhului Sfânt pentru mulți oameni, pentru multe grupări, pentru multe comunități, multe biserici, însă nu există aplicare spre detaliul acesta că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este a treia persoană din Dumnezeu ca să ce? Spune-mi, binecuvântat să fie Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul Iisus, binecuvântat să fie Duhul Sfânt, punct. Și Dumnezeu, știm, a creat pe om, a suflat suflare de viață și s-a îngrijit de viețuitoare. Iisus Hristos a venit, oamenii l-au răstignit, a răscumpărat un popor, a mântuit și a făcut o biserică, a și spus înainte că voi face o biserică, va fi a mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Și Duhul Sfânt? Purcede de la Tatăl. Duhul Sfânt este a treia parte din Dumnezeu, doar ca să putem spune cred în Sfânta Treime, e drept, ceva mai mult. Duhul Sfânt este treia persoană din Dumnezeu, înseamnă că Duhul Sfânt este etern, este veșnic. Amin. Amin. Duhul Sfânt este a treia parte din Dumnezeu, înseamnă că este atotputernic. Amin. Adică are putere nemăsurată. Amin. Duhul Sfânt este atotprezent, fix acum. În momentele acestea, Duhul Sfânt care ne-a inspirat, care v-a inspirat la cântare, fix în momentele acestea, Duhul Sfânt inspiră și pe alții în alte adrese. Slăvit să fie Domnul Iisus! Duhul Sfânt este pretutinde. Duhul Sfânt știe totul. El știe totul. El poate totul. Însă, așa cum despre Domnul Iisus Hristos, profeții spuneau că va veni, se va întrupa El care oricum era cu Tatăl din veșnicie, dar va veni pe planeta noastră, va lua chip de om și va începe o lucrare nouă. În același fel, când Domnul Iisus Hristos ajunge aproape de momentul când să-și încheie lucrarea, El de acum anunță că Duhul Sfânt care este veșnic va veni și va lua un rol, așa cum El a avut un rol de mântuitor și a lucrat, Duhul Sfânt va intra în rolul acesta, se va apropia de oameni și va lucra într-un mod special. Slăvit să fie Domnul! Amin. El, Duhul Sfânt, care era alături de Tatăl și de Fiul la creație, când Tatăl Dumnezeu spunea să facem om, lăsând să ascultăm cum Dumnezeu se consultă cu cineva, Tatăl se consultă cu cineva, Domnul Iisus era din veșnicie, este din veșnicie, Duhul Sfânt era din veșnicie, Domnul Iisus spune, de acum Duhul Sfânt va veni într-o haină, într-un rol, cu o lucrare nouă.
Eu mă voi duce la Tatăl și spune Mântuitorul, așa am sărbătorit noi săptămâna care a trecut, că Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer. Domnul Iisus s-a înălțat la cer ca să prezinte jertfa, Domnul Iisus s-a înălțat la cer să mijlocească, Domnul Iisus s-a înălțat la cer să pregătească loc și Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer, spune, este de trebuință să mă duc, că dacă nu mă duc eu, nu vine Mângâietorul. Dar mă duc și vi-l voi trimite. Și când El va veni, Duhul Sfânt va lua un rol nou cu biserica. Nu rolul pe care îl avea în vechime. În vechime, Domnul Iisus Hristos lucra, Duhul Sfânt lucra sporadic și preferențial în vechime. Sporadic, aici colea și preferențial. Când va veni de acum Duhul Sfânt, așa cum dragostea lui Dumnezeu prin Fiul este arătată către toată lumea, când va veni Duhul Sfânt, El va veni și va abandona abordarea aceea preferențială și sporadică și se va revărsa peste toți, zice profetul Ioel. Așa va face. Iar apostolul Petru, care cunoaște asta, de Ierusalim spune, hei, ce se întâmplă acum se împlinește. Că făgăduința asta este pentru noi cei de aici, pentru copiii noștri și pentru toți în oricât de mare număr îi va chema Dumnezeul nostru. Slăvit să fie Domnul Iisus. Amen. Și Duhul Sfânt a venit la Ierusalim în tonul și în nota aceasta. Dar noi ne aflăm în această perioadă când încercăm să dezvoltăm și ne folosim de texte biblice ca să atragem atenția și să îndreptăm atenția că Duhul Sfânt când vine împuternicește. Împuternicește cu ceva. De aici, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu când a venit și în biserică și când s-a revărsat, Duhul Sfânt vine într-o stare de echilibru perfectă. Și anume, Duhul Sfânt aduce daruri și Duhul Sfânt aduce roadă. Când Duhul Sfânt se revarsă, El se ocupă de noi să ne sfințească, să ne echipeze, să ne pregătească pentru cer, și în egală măsură ne echipează pentru a ne putea revărsa către alții. Să fim folositori către alții. Există o gândire a multora dintre noi că mereu și mereu și mereu noi vorbim, unii vorbesc despre daruri. Darurile Duhului Sfânt care sunt foarte bune, necesare și vom face referire la ele. Alții care nu cred în latura aceasta, în dimensiunea aceasta, vin și spun, nu vorbiți voi de daruri, noi vorbim de roadă, zic ei. Și e bine, e bine că vorbesc de roadă. Dar dacă unii vorbesc doar de roada Duhului Sfânt și alții doar de daruri, greșește și o categorie și cealaltă. Fiindcă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu când vine, aduce daruri și roadă. Dacă nu aduce daruri, nu vorbim de roadă. Dacă nu aduce roadă, nu vorbim de daruri. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, când vine, lucrează în felul acesta. De aceea, bisericile și comunitățile care cred în aceasta, în ultima vreme, în ultima perioadă, în ultimul secol și în ultimii ani, parcă explodează și numeric cresc, se dezvoltă. Acestea sunt bisericile care au acceptat darurile și din greacă bisericile care lucrează sau oamenii, comunitățile care se deschid în a lucra cu darurile Duhului Sfânt s-au deschis spre har, spre caris. De acolo sunt și numite comunitățile carismatice, pe care unii le hulesc și le asociază comunitățile, bisericile carismatice, sunt bisericile care cântă muzică rock. Fals! Bisericile carismatice sunt bisericile care au o deschidere mult mai mare decât oricare alte comunități spre a lucra sub călăuzirea Duhului Sfânt și sub inspirația
darurilor Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul. Spun aceasta cu toată îndrăzneala și cu tot curajul, fiindcă unii asociază și aruncă un plan pe domeniul acesta. Bisericile acestea în general, eu am vizitat, bisericile acestea care lucrează cu darurile, nu sunt atât de preocupate de cochetăreală. Nici în ce privește clădirea, am fost pe la ei, de cochetărie, nici în ce privește ținuta. Aproape că uneori sunt neglijenți în a se îmbrăca, în a amenaja clădirea, în programe. Ei sunt foarte atenți și sensibili la vocea Duhului Sfânt. Cei care îi privesc din afară și vor să-i copie, vor să copie doar muzica lor sub inspirație, dar ei sunt goi, vor să copie doar libertatea lor, în ce privește ținuta, dar ei sunt goi. Însă, accentul trebuie să pice pe călăuzirea dată de Duhul Sfânt. Slavă lui Dumnezeu! Acum eu voi veni cu un cuvânt din Vechiul Testament, din cartea profetului Ezechiel, pe care îl aduc astăzi, și dacă Domnul lasă viață și după masă, aducem latura cealaltă, dimensiunea cealaltă. Acum citesc din Ezechiel, capitolul 47. Nu mi-amintesc să fi predicat vreodată din textul acesta, dar acum vă îndemn să urmărim cuvântul acesta de la pagina 854. Iată ce spune Biblia aici. Ezechiel, capitolul 47. M-a dus apoi la ușa casei. Și iată că ieșea apă de sub pragul casei, dinspre răsărit. Căci fața casei era spre răsărit. Apa se pogora de sub partea dreaptă a casei, înspre partea de miază zi a altarului. M-a scos pe poarta de miază noapte și m-a făcut să ocolesc pe din afară până la poarta de răsărit. Și iată că apa curgea din partea dreaptă. Când a înaintat omul acela spre răsărit cu măsura în mână, a măsurat 1000 de coți și m-a trecut prin apă. Apa îmi venea până la glezne. A mai măsurat iarăși 1000 de coți și m-a pus să trec prin apă și apa îmi venea până la genunchi. A măsurat iarăși 1000 de coți și m-a trecut prin ea și apa îmi venea până la șolduri. A măsurat iarăși 1000 de coți și atunci era un râu pe care nu puteam trece, căci apa era atât de adâncă încât trebuia să înot un râu care nu se putea trece. El mi-a zis: ai văzut fiul omului? Și m-a luat și m-a dus înapoi pe malul râului. Când m-a dus înapoi, iată că pe malul râului era o mulțime de copaci, pe amândouă părțile. El mi-a zis: apa aceasta curge spre ținutul de răsărit. Se pogoară în câmpie și se revarsă în mare și vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. Orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni pe unde va curge râul și vor fi o mulțime de pești. Căci ori pe unde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase și pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta va fi viață. Pescarii vor sta pe malurile lui de la Enghedi până la Eglaim și vor întinde mrejile. Vor fi pești de felurite soiuri ca peștii mării celei mari și vor fi foarte mulți. Mlaștinele și gropile ei nu se vor vindeca, ci vor fi lăsate pradă sării. Dar lângă râul acesta, pe malurile lui, de amândouă părțile, vor crește tot felul de pomi roditori. Frunza lor nu se va vesteji și roadele lor nu se vor sfârși. În fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele lor vor ieși din sfântul locaș. Roadele lor vor sluji ca hrană și frunzele lor ca leac. Binecuvântat să fie Domnul Iisus! Frați și surori, când profetul Ezechiel vorbește în termenii aceștia, el se află
spune un termen așa omenești, într-o excursie. El se află în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu îi prezintă o succesiune de vedenii. Se spune că o imagine valorează cât 1000 de cuvinte. Omul acesta primește vedenii. În capitolul 40, el este introdus în succesiunea asta de vedenii și el spune așa. În anul al 25-lea al robiei noastre, la începutul anului, în ziua 10-a lunii, la 14 ani după dărâmarea cetății, tocmai în ziua aceea a venit mâna Domnului peste mine și m-a strămutat în țara lui Israel. Versetul 2. M-a dus acolo în niște vedenii dumnezeiești și m-a așezat pe un munte foarte înalt. Spre miază zi de acest munte era ceva ca o cetate zidită. Și de la capitolul 40 înainte, el tot spune, m-a dus. Dacă veți ști, de la capitolul 40 până la 47, repetă mereu, a fost luat și m-a dus. M-a dus acolo. Acum, acest om al lui Dumnezeu, profetul Ezechiel, este luat de mâna lui Dumnezeu și este dus undeva în fața unei case. În apropierea unei case. Această viziune ne învață despre modul cum Duhul Sfânt mișcă și lucrează în viața noastră. El este dus, îi se prezintă ceva, noi preluăm și spunem mai departe. Învățătura din cuvintele pe care le-am citit face referire la botezul cu Duhul Sfânt, care este răspunsul lui Dumnezeu dat stării de plictiseală. Cercetătorii spun așa, botezul cu Duhul Sfânt este răspunsul lui Dumnezeu dat stării de plictiseală în care bisericile au intrat și intră. Râul curge mereu și este plin de viață. Ioan 7:37 spune aceasta. Viață. Râul acesta care vine de la Dumnezeu aduce viață. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cineva crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea lucrul acesta despre Duhul. Slăvit să fie Domnul Iisus. Ei bine, sursa râului. Râul acesta curgea ca un râu mititel. Așa vede el la început. Curgea ca un pârâu mititel. Fiecare mișcare a lui Dumnezeu, din asta noi înțelegem că începe în umilință, în smerenie. Ca un pârâiaș mic și nu face ca pragul acesta să fie trecut cu vederea. Spune că pârâiașul acesta curgea de sub pragul casei. De sub pragul casei. Spune așa. M-a dus la poarta de miază noapte și m-a făcut să ocolesc. Am văzut acolo, spune el, că se revărsa păreașul acesta de sub pragul casei al lui Dumnezeu. Ce rost are? De ce i-a dus în atenție pragul? Care ar trebui să fie media pe care să o aibă un elev să treacă anul școlar? Cât? 5? 5 sau 6? Bun, iată. Deci este un prag. Este un prag. Și dacă nu ai trecut pragul acela, ne vedem la anul. Ginerile spune că a avut și el de trecut un prag. Trebuia să treacă cu cine trebuie. E mai bine așa. Prag. Nu, dar asta ca să facem referire. Învățătura care transpiră pentru noi aici este următoarea. Pragul are rolul lui. Pragul are rolul lui. Să nu intre orice, să pătrundă orice. Dar când pragul este foarte înalt,
nu mai poate pătrunde oricine. Privind în cuvântul acesta, dați-mi voie să pun sufletul înaintea dumneavoastră și să recunosc faptul că și eu și noi am pus praguri prea înalte și comunitățile și bisericile din jurul nostru. Ne-am obișnuit să punem praguri înalte încât oamenii nu mai pot să pătrundă la noi. Pragurile trebuie să fie doar un simbol, o demarcație. Când pragurile devin un fel de garduri, oamenii nu mai pot să pătrundă la noi. Se uită de departe și cel ăștia nu poate intra. Uite ce sfinții-s, uite ce buni-s, uite ce riguroși-s, uite ce miticuloși sunt. Nu, cu ăștia nu pot să țin. Mă, eu nu mă pot pocăi. Mergeți voi, e bună calea pe care merg, zice el, zic ei, dar eu nu pot. Fiindcă noi am pus niște praguri, cel puțin la vedere, că de multe ori noi punem sarcini pe care noi nu le putem duce, dar punem. Am pus praguri. Dar trecem, că nu despre prag este vorba, dar este și el în discuția aici. Și morala, învățătura este, nu face ca pragul să fie prea înalt pentru persoanele care caută viața ce se găsește în râu. Sunt persoane însetate, sunt persoane doritoare, însă facem un prag prea înalt și oamenii continuă să rămână însetați, fiindcă noi am făcut prag. Ori ne aflăm la momentul acesta, când, așa cum am fost îndemnați, cerem Domnului prin Duhul Sfânt să dea gardurile la o parte. Să dea pragurile la o parte, să dea piedicile la o parte, pietrele de potignire la o parte și ușa să fie deschisă ca toți cei însetați să vină la ape. Slavă Domnului Iisus! Biserica este custodele administratorul râului. Responsabilitatea noastră este să vedem că nimic nu poate opri râul să curgă. Râul curge. Ezechiel se uita și vede cum râul curge. În timp ce Ezechiel căuta izvorul apei, a descoperit că acesta curgea dintr-o parte. Din partea dreaptă a templului, de la sud de altar. Și orice izvor de apă fie, curge de la altar. De acolo curge. Apa vie curge de la altar. Acum să vedem câteva detalii. Omul lui Dumnezeu este preluat de către cineva, o persoană din altă sferă, din altă galaxie, din altă dimensiune a creației, un înger, și este purtat. Și omul lui Dumnezeu vede că acesta începe să facă măsurători. Și când face prima măsurătoare, spune că apa era până la gleznă, puțin. În apa aceasta, în apele mici, copiii se joacă. În apele mici este loc de joacă. În apele mici apa se tulbură repede. În apele mici oamenii îndrăznesc. Apele mici sunt pentru copiii în credință. Pentru începători. Este vorba de prima măsurătoare. A doua măsurătoare face referire la faptul că apa ajunge până la genunchi. Asta ne arată nouă că în umblarea cu Domnul sunt etape. Observați, noi știm așa și există gândirea, lasă-L pe Duhul Sfânt, Duhul Sfânt va lucra, Duhul Sfânt lucrează. Duhul Sfânt lucrează cu noi. Amin. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează în etape. Și Duhul Sfânt se revarsă treaptă cu treaptă, pas cu pas. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, apa limpede, atinge și pe cei aflați în perioada copilăriei și le vorbește la nivelul lor. Și în perioada copilăriei, oamenii își pot permite. Mai glumesc, se mai prefac că se roagă, se prefac că ei cântă, se prefac că spocăiți, că nu știu ce. Dar
Copilăria își are vremea ei. De la un timp, în umblarea cu Domnul Iisus Hristos, omul, mântuitul, este chemat să îngenuncheze, să recunoască faptul că perioada de copilărie este scurtă și că joaca nu ține pentru totdeauna. Joaca nu ține mult. De la un timp, apa se revarsă și ne atinge genunchii. Asta presupune antrenament. Asta presupune că trebuie să învățăm să ne rugăm, să ne rugăm prin Duhul Sfânt. Copilăria ne ține la o rugăciune Tatăl nostru. Copilăria ne ține la o rugăciune de trei cuvinte. Copilăria ne ține la a chicoti, la a ne juca. Însă de la o perioadă învățăm lupta. Și lupta se învață pe genunchi. Frații mei și surori, nu există colaborare, nu există umblare în Duhul, nu există înaintare în Duhul fără o viață de rugăciune. Doamne, dă-ne Duh de rugăciune, Doamne! Este una din cele mai mari nevoi a bisericii din vremea noastră. Fiindcă noi suntem în stare să înlocuim multe și orice. Să avem informații, să studiem, să ne pregătim, să facem programe, să organizăm. Însă, rugăciunea nu poate fi înlocuită. Când măsoară a doua oară, învățătura care se desprinde de acolo este că rugăciunea nu este o șoacă. Rugăciunea este o unealtă. Știi ce mi-a șoptit tatăl tău? A zis că la sfârșit să ne rugăm pentru tine. Știe el ce știe. Când eu am plecat, în urmă cu 2 săptămâni, am chemat pe frați, pe fratele Marinică, pe Cezar, pe Ionuț și am spus, mă, frații, nu voi credeți că trebuie să aplicăm ce am predicat o lună? Biblia spune, iată semnele care vor răsuți pe cei ce vor crede. Voi credeți în ceea ce a predicat și ați predicat? Și eu zis da. Și am spus, dacă da, eu mă plec pe genunchi. Puneți-vă mâinile peste mine și credințați-mă în brațul Domnului. Și s-a rugat pentru mine. Și eu cred că Domnul i-a ascultat și din nou suntem împreună. Rugăciunea nu e joacă. Rugăciunea este unealtă. Rugăciunea nu este făcută așa, mă, să fie și o rugăciune. Dacă tot ne-am adunat, hai să fie și o rugăciune. Dacă tot stăm la masă, hai să fie și o rugăciune. Poate la început, poate la urmă. Nu e rău, dar aceasta se pliază pe copilărie. Însă, de la un moment, înțelegem că rugăciunea este armă și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se atinge de noi, ne umple și ne folosește când noi umblăm în rugăciune cu Domnul. Slavă Domnului Iisus! A treia măsurătoare, râul a ajuns acum până la brâul profetului, la brâul prorocului. Râul a devenit primejdios. Dacă în prima fază apa și când vorbim despre apă ne gândim la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, se revarsă și unii se comportă ca și copii. Dacă în a doua fază Duhul Sfânt se revarsă și oamenii încep să aibă preocupare pentru rugăciune, în a treia fază, când apa se revarsă, Duhul Sfânt se revarsă, chemarea care presupune semnal de alarmă este umblarea în unitate. În această situație este mai dificil de menținut echilibrul când apa este aici. E dificil de ținut echilibrul când apa este aici. Locul unde mulți din credincioși sunt luați de val și cad. Trebuie să învățăm să trăim în unitate pentru a ne menține în echilibru. Învățătura la cea de-a treia măsurătoare este echilibrul. Știi ce mi-a spus mie o soră dintre frații romi? Ea, fără nicio clasă,
Zice, frate, noi suntem niște paie. Dar de ce? Așa repede ne aprindem și așa repede ne stingem. Asta înseamnă că nu este echilibru. Dar ea a avut forța să recunoască. Nu e așa că uneori și noi suntem paie? Nu e așa că și noi uneori suntem o torță care arde? Și după aceea suntem de nerecunoscut? Ori învățătura pe care o desprindem de aici este că atunci când Duhul Sfânt vine și cuprinde din ființa noastră, chemarea pe care învățătura o face este echilibru. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Și vă aduceți aminte ce învățătura am desprins în ziua cinei Domnului, când vorbeam din Faptele Apostolilor, capitolul 3, și spuneam că viața ucenicului trebuie să fie ca o mașină pe patru roți. Atunci este echilibru. Învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciuni. Când nu există astea, se intră în stare de dezechilibru și oamenii pot să cadă. Suntem chemați să umblăm în râu. Dar acum trebuie să învățăm cum să fim duși de către râu și de către frați. Să umblăm în unitate. Ne ținem mână de mână. Umblăm împreună. Colaborăm unii cu alții. Comunicăm unii cu alții. Fiindcă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, apa care vine, este pentru toate timpurile și pentru toți. Binecuvântat fie Domnul! A patra măsurătoare. Când îngerul a măsurat a patra oară a apele, râul nu mai putea fi traversat. Acesta era râul lui Dumnezeu. Noi cântăm, este un râu, este un vânt, e Duhul Domnului. Omul lui Dumnezeu nu mai putea atinge cu picioarele partea de jos a râului. Râul îi trecea peste cap și omul lui Dumnezeu constată că trebuie să învețe să-și păstreze echilibrul în apă, astfel riscă să se piardă. Păstrarea echilibrului este cheia, spuneam, dar acum înțelepciunea este următoarea. Să învățăm să curgem cu râul. Să curgem cu râul. Tot ce are râul în componența lui să fie și în noi. Tot ce are Duhul Sfânt să fie în noi. Noi în El și El în noi. Noi botezați în Duhul Sfânt și Duhul Sfânt ne umple. Preamărit să fie numele Domnului. Să curgem cu râul. De la acest nivel, când nu mai atinge, nu mai are control, se lasă duși de râu. S-a predicat Evanghelia într-o biserică nu de mult timp și după ce s-a predicat într-o notă de felul acesta, oamenii au fost chemați la rugăciune, la o experiență nouă, la o umplere nouă, la o ungere nouă. Și au fost chemați să fie liberi, să-și înalțe mâinile, să zâmbească, să plângă, să vorbească în alte limbi. După ce momentul s-a terminat, unul din tinerii care a fost prezent acolo se duce la fratele care predicase Evanghelia și spune, frate, așa părtășie, așa har a fost, dar știi ce am sesizat, zice el, băiatul acela care s-a născut într-o altă țară, n-a fost niciodată în România, dar vorbea românește. Îi spune fratelui, zice, simțeam că suntem în avion și ne ținem de scaun să nu se întâmple ceva. Și fratele le-a spus, de aia nu s-a întâmplat nimic. Că v-a spus centura de siguranță, bă, să nu care cumva să vorbesc în limbi. Dacă vorbesc în limbi. Dacă Domnul dă un dar de vindecare, dacă face o eliberare de demon, mai bine centura de siguranță mă țin și e suficient cu teoria. Un altul a participat într-o biserică similară cu a noastră. Și spunea, îmi place în biserica aceea
că îi văd pe oameni liberi. Dacă ăla simte să înalțe mâinile, înalță mâinile fără a-și pune întrebarea că îl deranjează pe celălalt. Dacă acela plânge, dacă acela se pleacă în genunchi, dar liber. Când apa vine, când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine și când am înțeles că depășește ființa mea și puterea mea și capacitatea mea de a controla, nu-mi rămâne decât să mă las să curg dus de râu. Slăvit să fie Domnul Iisus! Frații mici și surori, dacă ceva nu se întâmplă și dacă ceva sfâșie inima noastră, este faptul că nu avem uneori, nu ca mustrare, nu avem capacitatea de a ne lăsa duși de râu. Suntem ca și soldatul acela, despre care s-a făcut mare poveste, că în America de mult era luptă între vest și est. Și un soldat a vrut să ne împace pe amândouă. Și a luat veston din armata estului și pantalon din armata vestului. Și a zis, bă, ăia mă văd și mă lasă ca-s de lor. O să vadă vestonul. Ăia l-am țelit la pantalon. Însă când l-au văzut, ceilalți au spus, bă, trageți pe el. Bai de-a vostru, bai de-a nostru. Ciuruiți-l. Când noi încercăm să le împăcăm pe amândouă, și toată ziua, bună ziua, ne interesează ce zice nenea, ce zice bădița, ce zice tante, ce zice cotare. Apoi, zice, da, oare Duhul Sfânt ce mai zice? Trăim o sfâșiere. Când am înțeles că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu trebuie să mă ducă în voia Lui, spun, Doamne, facă-se voia Ta. Slăvit să fie Domnul Iisus. Predică-te, frate Petrică, eu tot de-a mea mă țin. Aici e problema. Frații mei, învățătura despre plinătatea Duhului Sfânt, la asta ne duce. La asta ne trimite. Când Duhul Sfânt se revastră de o așa manieră, te bucuri. Ajung la finalul cărții scrisă de fratele Iosif Son, a une din cărți, ultima, cred că, acea carte, O țară ideală. Eram curios ce abordare are acest bătrân, care 82 de ani, bătrân. Bă, ce? Omul acesta își pune sufletul pe masă, e dispus să se lasă să fie mitraliat de toți. Și citează o femeie pe care, împreună cu soția, anul trecut am văzut-o la Nuremberg, Heidi Benke. O femeie prin care în țările slab dezvoltate s-au făcut zeci, sute, mii de vindecări. Și fratele Son scrie în cartea lui, fără. Zice, există o biserică în California, pastorită de Bill Johnson. Și spune el, acolo vin oamenii cu duiumul și Dumnezeu îi vindecă. Fiindcă oamenii aceștia au înțeles că atunci, dacă vrei să te lași călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, mergi în voia râului. Slăviți să fie Domnul! Ori aceste exemple pe care el le dă sunt exemple de carismatici puri. Omul acesta care o viață a fost profesor, care o viață a scris cărți și a avut reținerile lui, la un moment dat se întâlnește cu Dumnezeu într-o manieră neprogramată. Fica lui, dacă mânca un capăt atât de biscuite, murea. Soțul ei doctor. Până într-o zi, când a stat de vorbă cu un om care credea și care crede în vindecare și a vorbit 2-3 ore la telefon și fiica pastorului Zon a capitulat și a zis da și s-a rugat și s-a rugat și a proclamat numele Domnului și a mustrat Duhul de îndoială și Duhul de frică și Duhul de boală și de microb și de orice și fiica pastorului Zon este vindecată. Și s-a dus să ia copiii de la școală și copiii se mirau. Și a venit acasă și soțul ei este doctor. Și a zis, femeie, te-ai dus? Păi dacă, într-adevăr, te-a vindecat Dumnezeu, hai să mâncăm pizza, hai! Și ea pune și mănâncă. Și este vindecată. Și acum fratele Zon spune, toți să mă marginalizeze, să mă critice. Nu contează, e ca și ăla. Am fost orb și acum văd. Slavă lui Dumnezeu! A vorbit de Duhul, a declarat de Duhul, a tot spune, cred în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și acum și pururea și... Aia nu e credință în Duhul Sfânt. Credință în Duhul Sfânt mă las dus de Duhul. Amin, amin, amin.
Mă las dus de Duhul. Nu tot timpul grija mea să-mi pun centura de siguranță. Doamne Iisuse, revarsă-te în Duhul Sfânt, dar te rog frumos, nu da prin gura mea vorbire în altă limbă. Că ce o să fac cu ele? Dacă îmi dai vorbire în altă limbă, și eu trebuie să vorbesc în altă limbă. Mai bine nu-mi dau, și eu, oameni. Doamne, dar dacă îmi dai în vedenie, dacă îmi dai și dacă și dacă, lasă-mă așa, eu să am autorizația de la instituție, ca aparțin și gata. Doresc ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să umple orice inimă. Amin. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să inunde adunarea noastră. Amin. Și să se întâmple trezirea și vindecări și eliberări la nimanuri bune. Slăvit să fie Domnul! Amin. Și oamenii când să vină aici ca să spună, am ajuns la un loc numit limanuri bune. Nume bun, dar nume bun nu-i suficient. E nevoie de atingerea Domnului, de călăuzirea Domnului, de lumina Domnului, de împuternicirea dată de Duhul Sfânt. Binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos. Amen. Amen. Niciodată nu cunoaștem limitele Duhului Sfânt. În umblarea cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt întotdeauna vor fi locuri, domenii neexplorate. Noi, ca să nu spunem de alții, noi, când avem aceste rețineri, nouă ne place să avem controlul. Vrem cumva să compensăm cu filosofia, cu vorbe, cu versete, cu capitole. E bine! Dar credința, dar trăirea, dar plinătatea Duhului Sfânt nu poate fi înlocuită decât cu Duhul Sfânt. Și după ce am măsurat de la versetul 6 la 12, desprindem sursa râului, scopul râului. Este ușor pentru noi să ne focalizăm atenția pe miracolele lui Dumnezeu și să nu reușim să înțelegem scopul acestor miracole. Râul Duhul Sfânt este locul marilor transformări. Marilor transformări. După ce s-au rugat ei, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au plecat acasă. Și când cineva ne va întreba, îl ai? Eu voi spune, îl am. Ai primit? Am primit. Așa voi spune. Și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Care-i scopul? Să... Extraordinar. Îndrăzneală. Mărit să fie Domnul Iisus. Vezi oameni care cântă te mir ce? La colț de stradă și pe la mol văd unul cu un acordeon care trage de el și Domnule, nu-l e rușine să cânte, să iasă 3 lei. Vai de noi, ne cheamă frații ăștia să ieșim să cântăm în centru, iar Doamne Iisuse, fă ceva și scoate-le din mintea asta. Dacă ăștia chiar e, și mă duc acolo și trebuie să cânt și să uită lumea la noi. Dar nu-i suficient cântăm aici să punem pe site? Cine vrea să se pocăiască, să pocăiască. Cine nu, să stea la prag. Să nu treacă pragul. Mă, și ăștia închind acordeon, ăla cu o chitară, ăla cu o vioară, ăla cu... Și color. Și din ăștia sunt în toată lumea. În toată lumea. Nu vreau să vă dau exemple, că o să vă dau poze. Nu le rușine. Nouă ne este rușine. Când nouă ne este rușine, nu vor, mie. Asta arată cât sunt de gol. Veți primi o putere. Oricine m-ar privi în ochi, oricine ar zâmbi, pe mine nu mă atinge, că eu sunt plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Râul este locul marilor transformări. Prima dată noi intrăm în râu, după aceea râul intră în noi. Râul schimbă orice lucru cu care intră în contact. Zilele trecute copiii noștri veneau de la București și la un moment dat au văzut că drumul este blocat și n-au putut să ajungă acasă. I-a trimis în altă parte.
Însă când vin revărsările acestea de ape, poate v-ați uitat când au fost inundații. A schimbat cursul râului, a rupt pod, a rupt drumuri. Râul când vine transformă. El își face drum. Râul acesta cu gunoaiele lui. Dar când vine râul Duhului Sfânt cu milioane de metri cub de sfințenie și de puritate, Duhul Sfânt transformă vieți. Slavă Domnului Iisus! Noi cântăm cântarea Domnul, Domnul, e nădejdea ta, e salvarea ta, întristarea-n bucurie o va schimba. Eram într-o biserică și un băiat cu numele Sorin ne chema și spunea, fraților, să ne bucurăm, fraților. Dar un frate de lângă mine, Iacob, zice, frate Petrică, Sorinci că se bucură. Sorin era acru ca lămâia. Când vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, produce transformări, frații mei și surori. Slăviți să fie Domnul Iisus. Amin. Este extraordinar să vezi așa ceva, să constați aceasta. Râul este locul marilor transformări. Râul aduce viață. Zice că de o parte și de alta erau pomi fructiferi. A fost primul lucru pe care l-a văzut profetul. Asta ne trimite pe noi la roadă. Când apa se revarsă, când Duhul se revarsă, El vine cu gălăcie, El vine cu transformări, El vine cu noutăți. Dar în stânga și în dreapta aduce rod. Și cei flămânzi să mănânce. Când vorbesc așa ceva, mă trec sudorele, dar n-am de ales. Câți din cei care sunt flămânzi de Dumnezeu, câți din cei flămânzi de Dumnezeu găsesc hrană când vorbesc cu mine, când se întâlnesc cu mine? Mă văd atât de gol. Roada Duhului este dragoste, e bucurie. Și mă vreau și eu să văd un om bucuros, mă. Ăla care era miliardar, Hexi, Farma, s-a sinucis. Mă, sătul de știri din astea, mă. Vreau să văd un om bucuros. Unde, mă, ce scrie acolo? Limanul Bune. Oare ce e acolo? Cizmărie, plăcintărie, lumânări, sicrie, ce? Mă, cântă. Să văd pe cineva bucuros. Intră, să uite. A, nu, și ăștia sacri. Dragoste, bucurie, pacea. Și mie sare țandala și cineva spune, mă, vreau și eu să văd un om calm, cu echilibru. Este? Este. Dar nu de Duhul Sfânt. Asta de ce nu are? Că asta nu are. Bunătatea. Toți fratele ți-o a scris o carte groasă, bunătate. Am citit-o și încă una. Bunătate. Dreptate, adevăr. Nu se satură omul ăsta de vorbit că bun e Dumnezeu. Noi știți cum spune și când noi, când la pocăință, pocăiește-te, bă, băiete, dacă vrei. Dacă vrei ca Domnul să dea, pocăiește-te, mă stropșesc eu. Așa, cunosc un frate undeva, persoanele le evitau. Deci, când mergem la el, el ne arată cu deși și spune mărturisește-te. Și noi fugim de el. Dar Biblia spune, nu vezi tu că mai tare! Bunătatea de Dumnezeu se ia de-a mâncă. Dinu, Doamne, Dumnezeu cu bunătatea Lui mi-a spus, pocăiește-te. Spune și Dumnezeu tuturor. Când Dumnezeu ne spune de pocăință, El ne spune cu bunătate. Asta înseamnă rog. Facere de bine. Blândețe. Statornicie, credincioșie, echilibru. Roata Duhului dă forță împotriva ispitelor, în înfrânarea poftelor.
Ce frumos e cu Domnul. Este locul marilor transformări. Râul Duhului Sfânt rodește în noi caracter frumos, iertător, răbdător, nobil, bun, sensibil, plăcut, milos, bucuros, credincios. Doamne, umple-ne de Duhul Sfânt. Amin. Când vorbim că râul aduce viață, ne gândim la multiplicare. Spunea cineva, noi putem număra fructele care sunt într-un pom, dar Dumnezeu știe care este numărul pomilor rezultat dintr-o sămânță. E multiplicare. Frunzele slujesc la vindecare. 1 Ioan 3:8. E un verset fain. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Slăvit să fie Domnul Iisus. Amen. De aceea a venit Domnul Iisus să nimicească. Matei 8:17. Viața în Duhul Sfânt este destul de măreață ca să vindece durerea din viețile noastre. Ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia care zice: El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, este dat să lucreze vindecare. Slavă Domnului Iisus! Frunzele la vindecare. Râul Duhului Sfânt este un loc al marilor binecuvântări. Voia lui Dumnezeu este aceea de a ne satisface, de a ne îndeplini nevoile noastre. Râul a produs resurse din abundență și oamenii au putut să se hrănească. Hoțul vine să fure, să junghie și să prăpădească. Însă, Domnul Iisus Hristos spune: Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Frați și surori, aceasta este vedenia pe care Dumnezeu a arătat-o unui slujitor recunoscut, Ezechiel. Omul acesta vede cum de sub pragul casei iese un izvor care ajunge la plesne, care ajunge la genunchi, care ajunge la brâu și apoi depășește capacitatea de a controla. Învățătura pe care o desprindem de aici este aceea că râul lui Dumnezeu, râul Duhului Sfânt, pornește de la altar. Râul lui Dumnezeu, râul Duhului Sfânt, pornește de la mic, zonă în care pruncii în Hristos uneori se joacă, apoi la o altă dimensiune suntem chemați la lupta în rugăciune, la viața trăită în închinare, apoi chemare la unitate. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu când vine, ne adună, ne strânge împreună la unitate, sub călăuzire, sub același nor și apoi lăsați în voia râului, curgem odată cu el și înțelegem că râul aduce transformări, Duhul Sfânt ne cheamă la schimbare.
Duhul Sfânt ne cheamă să ne lăsăm umblați, spune Biblia, cum? Cărmuiți de Duhul și nu pliniți poftele firii pământești. Lăsați pe Duhul Sfânt să vă călăuzească. Marele transformări, râul aduce viață, râul aduce rod și râul aduce binecuvântare. Care-i domeniul în care doriți ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să intervină în viața dumneavoastră? Ne trezim de dimineață, alergăm și tot cu pumnii goli. Și tot cu durere. Și psalmistul spune, dacă nu zidește Domnul o casă, dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba. Însă, lupta noastră, transpirația noastră, alergările noastre, programele noastre, schițele de predici, repetiția noastră, strategia noastră, e bună. Dar în ea, peste ea, să reverse Dumnezeu Duhului Cel Sfânt. Vă invit să stați ridicați. Și cu domeniile în care ne simțim goi, venim înaintea Domnului și spunem, Doamne, m-am jucat în ce privește chestiunea cu Duhul Sfânt. Am ignorat rugăciunea, Doamne. Am umblat în neunitate, Doamne. Am vrut să am eu controlul, Doamne. Doamne, n-am fost roditor sau roditoare, Doamne. Doamne, am crezut mai mult în boli decât în vindecări. Doamne, am dat dovadă mai mult că sunt un sărac decât un binecuvântat al Domnului. Doamne, te rog acum, revarsă râul, revarsă harul, inundă-mă cu binecuvântările tale, Doamne. Schimbă prioritățile, perspectivele, trăirile mele și ajută-mă să umblu în voia ta. Fratele Marenică ne îndemna să ne rugăm pentru Bogdan și ne vom ruga pentru Bogdan în această rugăciune. Dacă este cineva care dorește să fie amintit în această rugăciune, faceți un semn cu mâna, nu vă voi întreba, cineva poate să-și spună. Este rar ridicat mâna, Domnul să o binecuvânteze. Amin. Victor, Domnul să-l binecuvânteze. Andrei, Domnul să-l binecuvânteze. Deborah, amin. Domnul să-i binecuvânteze. Și eu. Și Bogdan. Vă rugați pentru dumneavoastră. Și spuneți, Doamne, vasul meu e gol. Trebuie să recunosc ce să mai spun, Doamne. Te rog, revarsă-te, te rog, umple-mă, Doamne, te rog, inundă-mă, te rog, ia-mă în control, te rog, ia-mă în voia ta, ajută-mă să curg odată cu râul, Doamne. Și te rog, îndură-te și de oamenii aceștia, că Tu le cunoști nevoile lor. Slăvit să fie Domnul Iisus. Să ne rugăm Domnului, să binecuvântăm pe Domnul și cea mai profundă și cea mai aplicată, cea mai puternică rugăciune este rugăciunea prin Duhul. Noi ne rugăm ca oamenii. Mereu și mereu și mereu ne rugăm ca oamenii. Ca îngerii ne rugăm când ne rugăm prin Duhul. Chiar acum venim înaintea Domnului. Doamne.